Marți, în jurul prânzului, un accident rutier s-a petrecut pe DN73 la coborârea de la Mateiași spre Dragoslavele. Pe fondul neatenției la volan, dar și a nerespectării distanței în trafic, un autoturism marca Skoda a intrat în plin într-un alt autoturism aflat în față, pe care l-a proiectat în afara carosabilului. O tânără aflată în autoturismul care circula regulamentar a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă starea acesteia era una bună. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de la poliția rutieră, iar cei doi șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În urma ambuteiajului, traficul în zona a fost restricționat pe un singur fir mai bine de o oră. Tot marți, în jurul orei 24, salvatorii militari au fost solicitați să intervină la un alt accident de circulație petrecut în apropiere de mausoleul de la Mateiași. Din câte se pare, șoferul unui autoturism care se deplasa spre Câmpul Lung nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar într-o curbă la dreapta a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina pe câmp. Din fericire, ocupanții din autoturism au scăpat cu viață, însă au tras o sperietură groaznică. Mașina a suferit daună totală în urma răsturnării.